Drumul Național 57, care leagă localitățile Orșova de Moldova Nouă, este în continuare închis. Deși circulația este interzisă, iar anunțul a fost făcut public prin toate mediile de comunicare, unii șoferi continuă să se deplaseze pe riscul lor prin zona închisă și nu țin cont de pericolele existente. Reprezentanții drumurilor naționale spun că există căderi de pietre de pe versanți și toți cei care se aventurează pe aici sunt în pericol să-și pierdă viața. Din dorința de a-și continua nestingheriți traseul, unii șoferi ignoră avertismentele celor de la drumurile naționale și rulează pe șoseaua dintre Orșova și Moldova Nouă, deși aceasta este închisă circulației din cauza căderilor de stânci de pe versanți. Insistența șoferilor de a nu respecta semnificații indicatoarelor îngreunează și activitatea alpiniștilor care acționează aici pentru eliberarea versantului și care trebuie să se oprească din operațiunile specifice ori de câte ori observă un vehicul care forțează trecerea.